Bună ziua, sunt Romina Băluță, gazda emisiunii Ținuta la Control. Astăzi o am din nou alături de mine pe Iselin Dimitri, designer vestimentar. Iselin, ne bucurăm că îți place la noi și ai acceptat din nou invitația noastră. Și eu mă bucur super mult de fiecare dată când mă invitați și caut întotdeauna să vin cu ceva nou să vă mai spun și să vă mai arăt pe aici. Și uite, avem ceva nou pentru că deja avem grade destul de ridicate afară, se apropie și vacanța să mergem la mare și vrem să știm cum să ne alegem costumul de baie corect în funcție de conformația corpului nostru. Da, este momentul perfect pentru costume de baie. Noi am scos deja colecția de costume de baie, se încadrează în toate trendurile așa cum v-am obișnuit și pentru toate siluetele. Anul acesta chiar ne-am gândit să facem pentru toate siluetele. Anul trecut am avut mai puține modele, dar acum le-am gândit de așa natură să mulțumim pe toată lumea. Așa e și uite că avem mai multe conformații. Și vreau să începem așa să le luăm la rând. Avem corp în formă de pară. Ce costume de baie se încadrează aici? Da, corpul în formă de pară reprezintă un bust mai mic. Este caracterizat practic de un bust mai mic, o talie mică, dar un pic mai voluptos, ca să zic, în zona taliei, în zona șoldurilor. Și ca atare avem și costume de baie care se evidențiază acest aspect. Ca să mulțumim, cum se spune, această siluetă, putem aduce în zona bustului un costum de baie care are un pic de volum, să suplinim lipsa volumului în zona bustului și în partea de jos un slip mai decupat și eventual cumva pe talie, spre talie, ca să dea o senzație de înălțime, de lungimea picioarelor. V-am adus și câteva exemple să vă arăt. Da, chiar asta urma să zic. Iselin s-a pregătit serios pentru subiectul ăsta și a adus așa câteva modele să ne și arate, pentru că așa e mai greu să ne dăm seama exact cum... Da, și în felul acesta pot și eu să vă explic mai multe pe fiecare model, ca așa să le ții minte oricine poate, dar dacă ai un exemplu să vezi exact concret pentru ce tip de siluetă se potrivește costumul respectiv, parcă îți rămâne mai bine întipărit în minte. Exact, așa este. Bun, deci avem aici acest costum de baie, practic se încadrează și în trenduri, are o baretă peste umăr și are foarte mult volum în partea sutienului, în partea de sus. Practic, treaba asta ajută să cumva un efect vizual de mărire al sânilor. Kilotul este foarte decupat și în partea de spate și în partea din față și lasă senzația de lungimea piciorului. La fel și acesta, mai am un exemplu aici de costum de baie care aduce foarte mult volum în zona bustului. Practic aceste fronseuri aduce volum în zona bustului și este și foarte ușor de purtat. Practic în trendurile de anul acesta se încadrează materialele cu foarte mult glitter, materiale fine, moi, nu se mai poartă spandexul acela care se purta înainte. Foarte, foarte frumoase costumele. Am observat că sunt culorii foarte, foarte aprinse și vesele și da, glitterul ăsta într-adevăr e ceva deosebit față de ce am văzut până acum. Și... Da, practic designerii au vrut să meargă și pe culori, dar în același timp și pe tonuri pământii. Și noi am ales în colecție să avem și partea de costume de baie mai îndrăznețe, cele mov, portocaliu și așa mai departe, paiete, de asemenea ca să dăm un pic volum în anumite zone, dar și partea de tonuri pământii, verdele deschis, nude-ul, maro, acestea se poartă și se încadrează în toate colecțiile designerilor. Iselin, trecem la următoarea formă de corp, să zic așa, și anume forma de măr. Da, forma de măr este caracterizată de un bust generos și un abdomen cu un plus de kilograme în zona abdomenului. La forma de măr avem mai multe variante. Cea mai bună variantă este de a opta pentru un costum de baie întreg și cu decupaje în zona laterală, practic în zona taliei, ca să mascăm partea din față și să atragem atenția în zona laterală. Practic avem aceste fundițe, are un decupaj generos în partea aceasta, este dintr-o singură piesă și avantajează foarte mult un bust generos și câteva kilograme în plus în zona aceasta. Practic maschează efectiv ceea ce vrem noi să mascheze.
Dacă nu vrem ceva, un costum de baie întreg, mai avem o altă variantă de costum de baie, care este de o piesă și poate fi purtat un kilot înalt care să mascheze zona abdomenului și de asemenea un top cu susținere. Din moment ce avem un bust generos, putem opta pentru un top cu cupă care să ofere susținerea de care avem nevoie pentru sân. Iselină, avem, uite, și corpuri mai voluptoase, dar avem și corpuri atletice și aș vrea să știu aici pentru ce tip de costum de baie trebuie să optăm. La un corp atletic putem opta pentru mai multe variante. Din moment ce este un corp bine definit, putem opta atât pentru un două piese la costumele de baie, cât și pentru o singură piesă. Decupajele le putem alege în funcție de cum dorim, unde vrem să le plasăm. Și am câteva exemple și de o parte și de cealaltă, pro și contra, și de asemenea în cazul în care avem sânii mai mici, putem opta pentru volum în partea de sâni, dacă avem șoldurile mai mici, putem opta pentru volum în partea de în partea posterioară, la fel în zona slipului și cel mai bine să vă arăt. Pentru silueta dreptunghiulară sau silueta atletică, avem aceste costume de baie care practic este format dintr-un sutien cu push-up, oferă foarte mult volum în partea de sus, în cazul în care dorim volum în partea de sus. De asemenea, kilotul este decupat, putem opta de asemenea pentru un tanga, pentru un kilot normal, indiferent de situație, o silueta atletică chiar permite acest lucru. De asemenea, mai avem partea de costume dintr-o singură bucată, costumele dintr-o singură bucată cu decupaj în zona abdomenului. Se presupune că va fi un abdomen tonifiat, o siluetă tonifiată și putem să folosim decupaje în zona abdomenului și în alte porți. De asemenea, mai am această variantă. În cazul unui bust mai generos, putem purta această variantă de costum de baie în partea de sus, iar în partea de jos, un kilot cu talie înaltă, cu toate că el pare că ar fi bun pentru o siluetă tip măr, este bun și pentru o siluetă atletică, pentru că oferă ideea de lungime, arată foarte bine pe un corp tonifiat. Așa este, îți mulțumim tare mult că, uite, ai venit și cu exemple și așa cum am spus, este mult mai ușor să ne dăm seama cum arată de fapt costumul de baie, pentru că așa când vorbim și exemplificăm în cuvinte, este un pic mai greu să ne dăm seama exact care este modelul. Și uite, știu că în 2022 au fost la mare căutare costumele de baie întregi. Aș vrea să știu acum care sunt la modă, în trendy, dacă se mai caută. Da, sunt și acum în trend costumele de baie întregi. Foarte mult se poartă costumele de baie pe un număr. Este un trendul anului 2023, costumele de baie întregi pe un număr. După cum ai văzut și noi, avem în colecția noastră foarte multe costume de baie pe un număr. Și de asemenea materialele plisate și materialele fine se încadrează în trendurile de anul acesta. Uite, vreau să știu că tot ne pregătim bagajul. Câte costume de baie este indicat minim ca o femeie să le aibă în garderobă? Dacă mergem la plajă, niciodată nu sunt de ajuns costume de baie, cel puțin pentru mine. Plec cu, nu știu, 10. Le iau pe toate, chiar dacă nu le port, efectiv le iau cu mine și mă schimb, văd care îmi place, în funcție, mie îmi place să le și asortez în funcție de locul în care merg, în funcție de plajă, schimb costumul de baie și chiar insist să le asortez în funcție de locul în care merg. Iselin, mă uitam și la fotografiile care rulează acum pe ecran și aș vrea să știu cum putem să folosim costumele de baie astfel încât să creăm o ținută casual. Costumele de baie se folosesc de foarte mult timp pentru crearea de ținute. Cel mai mult sunt văzute la festivaluri, că tot vine vremea festivalurilor, o lună, două începe festivalurile. Acesta chiar este un look de festival, imaginea care era mai devreme. Și putem folosi fie partea de sus, fie partea de jos, dar în mare parte se folosesc cele întregi, costumele de baie întregi, ca un body. Și cele care sunt de piesă se folosește partea de sus și accesorizată în partea de jos cu un blug, o fustă și ce ne mai putem gândi. Fie pentru festival, fie pentru plajă, de exemplu acesta este pentru festival, look-ul acesta. Și dacă ne gândim să mergem la plajă, putem avea pe dedesubt costumul de baie și îl accesorizăm cu un blazer, cu ceva mai lung și practic suntem pregătiți pentru plajă. Da, și mai ales că, uite, avem culori exact perfecte pentru festival, cu paiete, cu
glitter și... Da, practic avem toată paleta, am vrut să ne adresăm tuturor gusturilor, fie că vrei un material plisat, fie că vrei un material colorat sau dacă nu unul mai cu minte, ceva cu glitter, avem cam din toate. Practic asta a fost și ideea de bază, să satisfacem toate gusturile. Și uite, aș vrea să te mai întreb ceva, dar la modul general, nu legat doar de costumele de baie, cum ne dăm seama de culorile care ni se potrivesc? Chiar și la costumele de baie și în general la ținutele pe care ni le alegem. Culorile care ni se potrivesc țin foarte mult de culoarea pielii și de culoarea părului. În principiu, dacă suntem și ține foarte mult și de personalitate, adică dacă vrem să ieșim în evidență sau nu. Pentru că, de exemplu, la culoarea de păr blond stă foarte bine cu niște culori aprinse, cu roz, cu roșu, dar acestea în același timp ies foarte mult în evidență. Dacă vrei să optezi pentru un costum de baie care să nu te scoată atât de mult din evidență, poți să optezi pentru un nude, poți să optezi pentru chiar și un verde care se încadrează în tendințe. La fel, pentru culoarea de păr, pentru brunete, verdele este foarte frumos, scoate în evidență, dar în același timp, adică dacă mergi pe undeva, fiind brunetă cu un costum verde electric, cu siguranță o să întorci toate privirile. Dar la fel, dacă vrei ceva mai cu minte, sau chiar și non-culorile, da? Depinde și de culoarea pielii. Dacă suntem, de exemplu, ca asta vreau să mai spun, dacă nu suntem bronzate și suntem albe, ne ducem prima oară la plajă, nu e chiar ok să folosim un costum de baie care este extrem de colorat, pentru că nu o să iasă în evidență atât de mult și nici nu o să arate prea bine. Adică ideal ar fi la început să folosim un costum de baie mai neutru, alb, culoarea pielii, cât de cât să se integreze în peisaj. Ulterior, când ne bronzăm, putem opta pentru cele care fac contrast practic cu pielea noastră. Și uite, vreau să știu dacă româncele sunt deschise așa să poarte culorile astea mai stridente și paiete și glitter, pentru că până acum vedem exact cum ai zis tu, culori nude, mai cu minți, nu chiar atât de provocatoare. Da, sunt foarte deschise și sunt deschise mai ales când, în momentul când văd pe cineva purtând acel costum de baie. Adică dacă îl văd într-o poză, din ce am văzut noi, dacă îl văd într-o poză, sunt un pic sceptice, dar dacă îl văd pe cineva că îl poartă și le place, zic, a, ok, o să-mi stea și mie bine în el și cu siguranță stă bine, pentru că un costum de baie mai colorat automat întoarce privirea și practic e că este undeva un efect pe care ne-l dorim toate. Și uite că ne-ai spus așa că tu iei foarte multe costume de baie, aș vrea să ne dai așa câteva sfaturi, ce ar trebui să luăm în bagaj atunci când plecăm în vacanță, care sunt lucrurile must have pe care trebuie să le avem cu noi. Eu de obicei când plec în vacanță nu pot niciodată să mă decid ce să iau cu mine și ca atare plec cu ținutele deja făcute de acasă, adică îmi imaginez că de un timpul zilei trebuie să port două ținute, să spunem, trei ținute maxim, o dată la plajă, apoi merg la un brunch și seara merg la o întâlnire sau eu știu, ies la o cină. Și ca atare mi-aleg pentru fiecare zi un costum de baie, mi-aleg pentru brunch ceva să pot pune pe mine peste costumul respectiv de baie și seara îmi fac o ținută de seară. Așa micșorez spațiul în bagaj care mi este alocat și practic reușesc să îmbin tot. Mai au câteva ținute în plus în caz că acolo mă decid că nu este ok și am ceva de backup, dar în principiu eu așa procedez cu lucrurile de vacanță. Le fac dinainte pe cele trei momente ale zilei și sunt set. Perfect, și mai ales acum că hainele de vară sunt puțin mai subțiri față de cele de iarnă și le strângem, le facem acolo mititele în bagaj să ne intre cât mai multe. Da, cu siguranță. Iarna mergeam cu vreo 10 gești de mine peste tot, mai ales când aveam colecție nouă, pentru că voiam să le pozăm întotdeauna și nu știam pe care să le pozăm mai repede și mergeam cu un bagaj considerabil spre nenorocul logonicului meu, spre norocul meu, nu știu cum să zic. Uite, legat de costume de baie, mai vedem acum că și cred că tot timpul au fost acele cardigane, nu știu dacă zic bine, care se poartă peste costumul de baie, mai sunt la modă, pentru ce ar trebui să optăm? Pentru că încă le vedem destul de des. Da, încă le vedem, încă există, sunt la modă și acele cardigane, dar nu știu, din punctul meu de vedere, acele obiecte merg foarte bine la plajă privată, adică la niște plaje unde sunt șezlonguri, unde este un anumit mood, unde e muzică,
un fel de beach bar constant, cu muzică constantă. Dacă mergem la o plajă normală, un cardigan în acela care dă un pic de eleganță e un pic mai tras de păr, ca să zic așa. Dar la o plajă foarte nu foarte elegantă, la un beach bar, Tulum și așa mai departe, da, merg acele cardigani. Da, îți mulțumim, Iselin, că uite, ai împărtășit aceste informații prețioase cu noi și acum că avem și temperaturi, așteptăm să luăm concediile și să ne ducem la plajă să ne bronzăm. Că... cu mare drag și eu aștept același lucru, abia aștept să plec în concediu. Te urmăresc pe Instagram și am văzut acolo că în curând, tu ai deja programat vacanța. Da, eu am deja programat-o. O să afle cu ocazia asta și locul din cum eu, că eu am deja programat. Săptămâna viitoare sper să plecăm undeva în Grecia cu mașina. Mie îmi place să plec super mult, nu cu avion, îmi place să plec cu mașina și să văd cât mai mult, să mă opresc în mai multe locuri. E, practic, ai mai multă libertate și abia aștept să vă arăt mai mult din costumele de baie acolo. Să și vezi și să și pozezi, pentru că, uite, te vedem pe tine, pe lângă faptul că ești și designer și le creezi, ești și fotomodel și îți pozezi propriile creații, ceea ce mi se pare foarte frumos. Da, mi-am asumat rolul acesta, pentru că e foarte greu să ai pe cineva să-l iei peste tot cu tine și încerc cât de cât să le pozez eu, pentru că doamnele care ne scriu, ne scriu: ok, nu vrem să vedem doar poze din studio, vrem să vedem poze reale. O campanie nu mă ajută pentru că ar fi tot niște poze din studio făcute pentru revistă și așa mai departe. Și mai au și o reticență față de, ok, uite, 90-60-90, mie nu-mi stă așa, sau chestii din astea așa. Am zis, băi, ok, eu nu am corpul perfect 90-60-90, dar pot să fac chestia asta pentru oamenii care vor să vadă real costumul de baie și într-o situație reală. Adică încerc să nu pun filtre atât de multe și să vad într-o situație reală costumul de baie. Practic, dacă eu plec în vacanță, am făcut un reel și l-am postat. Acum că se uită cineva că mai e un pic de celulită, că acolo nu vine bine, că aia e, dacă au vrut real, ăla e real. Pozele din studio sunt pozele din studio, sunt fără filtre, că nu punem filtre nici pe alea, dar lumina zilei e una, lumina din studio e alta. Exact, așa este și e de apreciat lucrul ăsta, pentru că vedem foarte mult, de fapt, cel puțin în social media, filtre peste filtre și în realitate este cu totul diferit. Da. Și atunci este foarte bine că le dai exact așa cum sunt și... Da, exact. Adică ce ține de mine, ce ține de culori, de chestii din astea, n-am. Sunt foarte reale, sunt filmate la lumina zilei și chiar încerc să mă țin de chestia asta, să fac pentru fiecare produs și chiar a ajutat super mult. Să fac pentru fiecare produs un reel în care le prezint ținuta așa cum știu, acum e ok, nu e ok, pentru doamne chiar contează, pentru că am avut doamne care au venit în atelier și ne-au spus ok, am văzut poza în shooting, nu mi-a plăcut rochia, dar când am văzut-o în reels, mi-a plăcut și am venit la atelier să o cumpăr. Deci, practic, treaba mea aici se face bine. Deci, na, o să continui să fac treaba asta. Felicitări și mult succes în continuare și te mai așteptăm pe la noi, pentru că ai spus că ai multe subiecte pe care trebuie să le împărtășești și cu noi. Cu mare drag. Și să mai afli și iubitul tău ce planuri mai ai. Cred că să fie foarte cântat. Selin, îți mulțumim și te mai așteptăm. Mulțumim și eu. Iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit. Pe data viitoare.